Wow! Wow! Wow. Bine v-am găsit din nou în... Să mai fac nivelele cu mincile albastre? Ah, da. Sau lasă, nu sunt importante. Nu cred că toată lumea vrea să vadă alea. Ah. Nu știu, să ne întrebăm fanii. Oh, uite, vezi? Asta e cool. Au pus chestii noi. Am shield-ul de foc și am ars chestia de... Am ars podul de lemn. Wow! Deci și ai primit și achievement pentru asta. Sunt efecte foarte cool și jocul ăsta e făcut de fan, deci... De asta e așa. Sega BTFO. Oricum, ce ziceam? Să facem nivelele cu mincile albastre. Și roșii și mincile boing boing de care vorbeam Mihai episodul trecut. Presupun că nu m-am. Să ne întrebăm fanii Ana, Andreea, Callout, Erdin. Erdin. Să le facem, să nu le facem. Și restul persoanelor care se merită la asta, dar din câte știu eu, majoritatea de toată lumea cam atât. Ce vrei să zici, Mihai? Crezi că noi avem atâtea view-uri? Sunt eu care dau refresh. Glumeam. Deschid un view, probabil, e de la mine, că deschid videoclipul să mă asigur că totul e bine. Și 5 sunt de la mine. Restul habar n-am de la cine sunt. Dar îți vine să crezi, în general se uită vreo 15 persoane la noi. Ce-i cu self-esteem-ul ăsta? Ce self-esteem? Pe care îl avem. Nu știu. Mihai, n-ar trebui să gândești așa rău despre tine, Mihai. Asta e life lessons cu... Da. Cu Andy. Da. Da, wow. Ăsta e de fapt ultimul boss din... Fuck. Din Sonic 2. Și... Ce Sonic? 2. Nu, nu. Ce Sonic era ăla în care avem mai multe stage-uri? Puteai să alegi în ce stage vrei să mergi. Sonic 3. Da. Dar poți să alegi în ce stage mergi doar după ce termini jocul. Da, dar gen aveai un lobby sau ceva. Da. Ca ăsta, ca în mine. Da, exact. Da, deci să înțeleg că am jucat Sonic 3. Sonic 3 trebuie să fie jocul meu preferat cu Sonic. Da, ăla a fost foarte bun. Sonic 3 and Knuckles, de fapt. Știi, Sega Genesis avea o chestie în care puteai pune o cartușă de joc peste alta. Da. Lock-on, da. System, ok, rândul tău să joci, de timp poți să-ți povestesc. Și era Sonic 3 și Sonic and Knuckles. Așa. Dacă le puneai împreună... Sonic and Knuckles practic era continuarea... Oh, by the way, uite ce animație grozavă pixelată, atâtea frame-uri. Zici că le-a păsat de joc sau ceva. Sonic and Knuckles e continuarea de la Sonic 3. Așa. Și teoretic primeai tot jocul, plus mai multe features și da. Dar ăștia au făcut vreun design pentru joc original sau toate sunt din alte? Nivelele trecute? Da. Nu, sunt 4 nivele noi și o să le vedem împreună. Wow. Oh, deci oficial e o serie completă. Da, e o serie completă. Wow. O să avem altceva în afară de Battleblock și Kirby. Acum doar ți-n apăsat în jos și nici aia nu cred că era... Sar pe chestiuța aia și du-te în tub. Ok. Vreau să zic, boss-ul ăla era... Oriunde vrei. Ultimul boss din Sonic 2 și chestia e că e unul din cei mai grei boss pentru că trebuie să te bați cu el fără niciun inel, deci dacă faci un fuck-up... E o dangup. Da, doar că e cei ușor, pentru că... Da. Cum? Wow, lasă-mă să joc nivelul special ca să l-am. Wow, am făcut ceva, am dat de un nivel special. Prima dată când am jucat... Sonic Mania. Așa. N-am dat de niciun nivel special în Chemical Plant. Adică nivelul ăsta. Păi stai, dar ai zis că ai făcut cu good ending. Am făcut good ending, dar n-am luat... Am făcut un fuck-up, s-ar putea. Păi stai, n-ai nevoie de special... Nu știu ce ai înțeles tu, dar... Chestia e că... Sunt multe... Nivele speciale. A,
Nu sunt doar 7 în tot jocul. Adică dacă faci un fuck-up numai iei good ending, sunt mult mai multe. Ai mai multe șanse. Păi atunci ce faci pentru good ending? Iei toate smaraldele? Aaa, ok. A, și fiecare stage are gen smaraldul lui și poți să faci din miile de fucking special stage-uri și... Sunt acelea, se repetă dacă nu iei smaraldul. A. Sunt 7, da. O, și sunt foarte emoționat, să știi, mi-e greu să vorbesc. Mihai, ia controllerul. Bun. Ai luat un Chaos Emerald. Oh, știi teoriile noi despre Sonic Mania? Te referi la ala în care... În care, deci piața de la început, Rubinul Fantomă. Așa. E legat de următorul joc, Sonic Forces. Da. Și că Infinite, nou villain, e Rubinul sau ceva, pentru că mereu când e folosit Rubinul în joc, face exact același sunet ca Infinite. Oh, wow. Dar stai, a apărut Sonic Forces? Nu. Când apare? A fost anunțat ieri. Așa. Apare pe 7 noiembrie sau ceva de genul. Ah. Shout out to my boy Sonic Forces, 7 noiembrie, nu uitați. Shout out to my boy Aaron Webber, care pune chestii pe Sonic Twitter. Da. El e best boy. Da, e. Efectiv, n-am fi avut meme-uri cu Sonic dacă nu era el. Știi ce-mi place? Ah. Sonic nu prea mai are... Care cuvântul? Fani? Nu, are fani mulți. Dar... A devenit un joke. Bine, jocul ăsta poate i-a făcut reputația. Reputație e cuvântul! Da, n-are da. O reputație prea bună nu. În timp de ultimii ani, dar jocul ăsta a îmbunătățit-o. Și faptul că Aaron postează... Mimuri, da. Da, atât de self-aware. Că toată lumea știe de Sonic Twitter acum. Da, tipul ăla lucrează la... Da, lucrează la Sega și a început ca Jesus un fan. Încă țin minte din... Jesus fucking Christ, mate! Sari! Așa. Încă țin minte din 2011 sau ceva, de când a început să lucreze prima dată. Okay. Vreau să nu fii strivit aici, ok? Vreau să sari. Da, știu, Andy. Ok. Nu sunt... Atât de shit. Oh, fuck. Cred că o să mă nec. Ai grijă. Stai doar pe aia. Stai pe aia până te duce sus. Vezi că nu te grăbi aici pentru că s-ar putea să cazi. Du-te în stânga, unde mergi? Nu știu. Du-te în stânga! Păi ai venit de acolo, ce faci? Oh, stai, stânga e cealaltă. Ți-am zis să nu te grăbești, dar ai reușit până la mine. Ai încredere. Credeam că e... Du-te în stânga, așa faci spindaș. Credeam că e fucking platformă. Am murit. O să mor. Da, am murit. Vrei să-mi dai mie? Stai, nu? A? 5. Am murit. Haide. Am murit. Păi o să-ți fac jocul ăsta mult mai fun. Cu 3 vieți. Pe care eu o să le consum pe toate. Stai, a salvat cam la Temeraldu? Da. Să ai răbdare, te rog, pentru că tu și jocurile video plus nerăbdare. Rezultat? Te-ai blocat în... Da. Ce ți-am zis de răbdare acum câteva secunde? Da, dar... Aia se duce în jos. De ce te-ai urcat pe ea? S-a dus în sus. Ok, așteaptă. Aștept. Pentru că ești mini Mihai. Și am niște inimile. Așa. Așa. Și eu am în stânga. Da. Nu! Nu mai țin minte! Chiar nu! Nu mai țin minte că trebuie să sarte niște chestii. A, da. Felicitări, Mihai. Ești un geniu. Nu e așa. A. Dăm controllerul ăsta. Ah.
Jesus, ai transpirat pe controlerul ăsta. Și mă uitam la tine pe... în timp ce vorbeam. Da, exact, te uitai la mine și m-ai emoționat. Oh, fuck. Eh. Jesus. Mi-e scârbă de controlerul ăsta. Ce ai făcut? Am transpirat. Tu așa transpiri pe controlere. Așa transpiră în general, da. Ați auzit live? Aici. În episodul următor.